Dumnezeu este acela care ne ascultă când, atunci când îl iubesc pe El, iubesc pe Domnul că ce aude glasul meu și cererile mele și zic ca Domnul să ne binecuvânteze scopul acesta. Și pe deasupra, pentru că iubim crucea Domnului Iisus Hristos, pentru că mergem acolo la cruce, la Golgota, unde a murit Domnul pentru noi, acolo am primit mântuire, acolo am primit iertare, acolo am primit împăcarea noastră cu Dumnezeu. Versetul 22 ne spune că piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Și îmi puneam întrebare, oare de ce a trebuit ca piatra aceasta din capul unghiului să fie lepădată? Și atunci m-am gândit și am găsit în cuvântul lui Dumnezeu un adevăr extraordinar de mare. Pentru că mai mare poporului evreu, atunci când Domnul Iisus Hristos a venit cu învățătura aceea despre împărăția lui Dumnezeu, despre mântuire și despre iertarea lui Dumnezeu, mai mare poporului, cei care trebuiau ca să se apropie de Dumnezeu, aceia au fost împotriva învățăturii Domnului Iisus. Și au iubit mai mult învățătura lor, teologia lor, și atunci au făcut, l-au prins pe Domnul Iisus, l-au arestat pe Domnul Iisus, l-au bătut, l-au scuipat, l-au judecat, l-au dus de la Ana la Caiafa, de la Pilat la Irod și de la Irod la Pilat. Și apoi l-au dus pe dealul Căpățenii ca să moare acolo, între cer și pământ, între cei doi tâlhari. Aceasta au făcut-o mai mare poporului evreu, cei care au lepădat piatra aceea care este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Dar Dumnezeu în dragostea Lui, pentru că în dragostea Lui ne-a iubit atât de mult, că l-a dat pe Domnul Iisus Hristos ca să desăvârșească lucrarea mântuirii, dragii mei, Domnul Iisus a luat piatra aceasta și unde a pus-o în capul unghiului, prin învierea Domnului Iisus Hristos, care s-a împlinit a treia zi după Scripturi, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, care s-a împlinit în prima dimineață a zilei a învierii Domnului Iisus Hristos. Și El acum este Fiul vecii vecilor. De ce? Pentru că El stă la dreapta lui Dumnezeu Tatăl și mijlocește pentru cine? Pentru noi, pentru fiecare în parte și ne aduce mintea lui Dumnezeu și spune Tatăl, sângele meu acum și pentru Ana și pentru Maria și pentru Ion și pentru Vasile și pentru Gheorghe și așa mai departe. Și sângele meu, Tată, curge și îi spală și îi curățește și îi sfințește și ne pune în voia lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze cu gândurile acestea. Apoi vine cuvântul lui Dumnezeu și spune așa, în versetul 24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Care este ziua aceea care să ne aducă bucurie în inima noastră? Este ziua învierii Domnului Iisus Hristos. Fiecare zi este importantă în viața noastră. Fiecare zi este un prilej de bucurie pentru noi. Dar ziua învierii Domnului Iisus Hristos este o zi specială, o zi binecuvântată de Dumnezeu, o zi care, cu adevărat, este o zi a bucuriei. Doamne ajută-ne ca să avem bucuria mântuirii, bucuria învierii Domnului Iisus Hristos în fiecare zi. Unde? În inima noastră, în trăirea noastră, în viața noastră, în apropierea noastră de Dumnezeu. Și am avea multe lucruri să spunem de aici, dar ne oprim și trecem puțin mai departe. Și spune aici, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa lui Dumnezeu. Ce este mai frumos ca să fim binecuvântați de Dumnezeu și să ne putem binecuvânta unul pe celălalt. Și chiar acum, în momentele acestea, vă îndemn să vă întoarceți unul pe celălalt și să vă binecuvântați, să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, cum spune aici. Vă binecuvântăm din casa lui Dumnezeu. Binecuvântați-vă unul pe celălalt. Și eu vreau ca să o fac această